Bună seara și bine v-am găsit la Miss Fata de la Țară! Astăzi vom avea o ediție provocatoare, pentru că vedeta care pleacă în țară în căutarea frumuseților autohtone este Cornel Păsat. El merge în Ardeal, într-o comună din Cluj. Să înceapă spectacolul! Vedete și-au găsit până acum alesele în satele românești. Este rândul lui Cornel Păsat să pornească misiune. Liderul trupei Flamingo Boys nu e tocmai un obice în materie de frumuseți rurale. Cornel Păsat a participat și la varianta masculină a emisiunii când l-a adus la București pe Ionuț, zis Nervosul, din Vulcana Băi. Acum a plecat la drum să caute fete cu și mai multă plăcere. Cornel Păsat și-a testat nervii pe drumul București-Cluj și a ajuns în sfârșit pe Valea Crișului repede, într-o frumoasă comună Poieni, locul unde trebuie să o afle pe cea mai mândră dintre fete. A fost un drum greu, obositor, dar greu de-abia acum încolo începe. Comuna Poieni nu e doar frumoasă, ci și foarte mare. 8 sate cu case răspândite pe dealuri. Așa că lui Cornel i-a fost pasat Neaurel, un om de încredere foarte cunoscut în sat și mai ales cunoscător în materie de fete. Că doar e starostele care deschide toate nunțile din comună. Bine ați venit la noi. Că a tras la sort să ajung aici în comuna Poieni. Și nouă ne pare bine că sunt foarte multe fete frumoase. Da? De tore. Mamă, ce bine! Să ajunge să vă cunoască și să participe la emisiunea și în concursul dumneavoastră. Haideți, mergem! Am zis că sunt 8 sate, nu? 8 sate, între unul și un cătun mai mic. Și nu e greu să cunoașteți așa pe toată lumea din toate satele astea? În mare ne cunoaștem, că ne întâlnim ori la nunț. Eu zic să mergem un pic mai repede, pentru că ziua e scurtă și din experiență știu că... Trece timp. N-avem timp să batem la pas 8 sate. Și ca totul să meargă uns, știut fiind că ardelenii sunt mai molcom, Cornel Păsat apelează și la telefonul fără fir, din gură în gură și din poartă în poartă. Salut, Mâna! Căutăm și noi fete frumoase pentru Miss Fata de la Țară. Să le dăm 10.000 de euro, să le ducem la televizor, să le facem celebre. Iată, Sanda de Banului. Sanda. Aurel de Banului. Aurelu. Da. Iată și Lifumi. Fete, domnișoare. Simona. Câte mi-s acolo? Am și o rugăminte mare. Da. S-a anunțat pe toată lumea să vină la preselecție. Dar unde se ține? Să facem mare spectacol acolo. Acestea fiind spuse, Neaurel îl duce întins pe Cornel la una dintre fetele de la care sigur nu se va alege cu un refuz. Georgiana Andreea, căci așa îi spune mândrei, s-a dat peste cap să ajungă în sat la concursul Miss Fata de la Țară. Domnișoara Andreea, acasă? Da, stați-o că doarme, soțul, mă duc. Bună! Bună! Curaj, Cornel sunt. Andreea, îmi pare bine. Ai venit din Italia? Da. Mamă, pentru ce ai venit? Pentru această emisiune. Pentru Miss Fata de la Țară și pentru 10.000 de euro? Nu neapărat. Nu neapărat, dar vrei să participi la emisiune. Da. Bravo! Pentru că e mare specialistă în jocul popular, Georgiana Andreea s-a gândit să-l impresioneze pe Cornel cu un dans tradițional, așa că a pus mâna pe el și l-a făcut partener de ceardaș, un joc unguresc din Ardeal. Hai, cu mine. Cu tine, hai. Ia să vedem. Ce trebuie să fac? Doi într-o parte, doi în cealaltă. Doi într-o parte, doi în cealaltă. Stai, zice ceardaș. Nu, e invers. Da. Tu invers. Eu invers. Fac așa și tu meri. Aha, da. Un, doi, trei și... Aha. Cum se numește asta? Ceardaș. Ceardaș. Da. Stai ceardaș, atât? După aia te învârți așa. Și după aia învârți așa până amărțesc? Nu chiar. Cât ne învârtim? Hai încoată, ia, stai că... Nu. 5, 6, 7 și... Mamă, și spatele de așa, capul la etajul 4? Exact. Țanțo și așa, cum mândru, cum se spune? Mândru. Mândru.
Nu-i tocmai rău pentru un început de zi. Cornel Păsat are acum ce să-i mai învețe pe băieții din trupa lui. Și când te gândești că mai sunt atâtea fete de văzut, poate s-apucă și de cântat. Bună ziua! Bună ziua! Cornel! Mădălina? Da. Cornel, îmi pare bine? Mădălina. Și despre ce e vorba? 10.000 de euro, concursul, emisiunea concurs Miss Fata de la țară. Da. Și acum trebuie să știu câteva lucruri importante despre tine. Adică, cu ce te ocupi? Principiul acasă, ce trebuie făcut în jurul casei. Ce trebuie făcut în jurul casei? Păi, ziua curățenie. Curățenie. Bineînțeles. Așa. Primul lucru. Bănuiesc că ai făcut curat deja, că știi că venim sau ce? Aproximativ. Ai făcut curat. Păi și acum ce îmi faci ca să mă convingi? Că vreau să văd și eu ceva. Să te văd în acțiune. Faci gogoși. Da. Dar nu te încurcă unghiile? Deloc. Deloc. Mă descurc la orice cu el. Dar se fac repede gogoșii astea. Și altceva ce mai ai să gătești în afară de gogoși? Tot felul de mâncare. Ia zi-mi așa niște feluri. Prăjituri. Prăjituri. Fasole cu cârnați nu faci. Tocană nu faci. Fac ciorbă. De care? De legume. Ciorbă de legume. De cartofi. De cartofi. Bun. Ia uite și s-au umflat gogoșile. Sunt comestibile? Foarte bună. Foarte bună. Foarte bună, așa, mersi. Bună ziua. Bună ziua. Ridică-te. Parlena, pare bine? Domnișoara Mihaela. Bună, Mihaela, ce faci? Bine, fac afirma. Da? Da. Ce-i să faci în gospodărie? Lucru la fân. La fân? Da. Ia, unde-i fânul? Mică, mică, dar muncitoare, văd. Așa sunt toate fetele pe aici? Majoritatea. Majoritatea? Da. Gata, m-ai convins. Te aștept diseară la preselecție. Atenție, foarte tare! Cornel are noroc. În timp ce Andreea arată ce știe ea să facă prin gospodărie, în curte a mai apărut o prietenă de-a ei, pretendentă, tocmai potrivită pentru Miss Fata de la țară. Spune-mi tu, în gospodăria ta. Am rămas singură cu frații mei și cu tata, că mama a plecat dincolo să muncească și eu fac mâncare, eu spăl singură. Așa de spălat nu am, deci spăl cu mâna. Spăl cu mâna. Ia să vă mânuțele. Hai că arată bine, nu e... Nu, nu se vede că... Da, e ok. Și fiindcă e un concurs de miz, vedeta vrea să vadă cum stau cele două fete la capitolul atitudine, dar nu înainte de a le preda o lecție de defilare. Cât mai multă încredere în tine, da? Zâmbet frumos. Cucerește audiența cu privirea și cu zâmbetul. Foarte important. Bine. M-am impresionat pentru că au reușit să facă sincron, incredibil. Deci, mă mai rar să se înțeleagă cineva așa bine pentru prima oară pe scenă și mai ales una improvizată. Deci, de data asta am fost norocoși. Opte norocoși. N-ai greșit. Doi iepuri într-o singură lovitură. Și ce iepuri? E de aia frumoși așa. Pe ulița satului. Ia uite-l pe ăsta. Băi, nu știu să acorde prioritate. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Iulia! Cornel Păsat, îmi pare bine! Iulia, aș vrea să știu câteva lucruri despre tine.
Îmi plac foarte mult animalele. O ajut pe mama în gospodărie. La ce? Exact. Păi, dau la porci, hrănesc pui. Da. O mai ajut la mâncare. Eu mă uit să văd dacă mama are așa, se schimbă la față când spui ceva. Nu mințim, nu mințim. Și cum, ai mai prins o grădină, îi mai iei gâtul, o mai pui, o jumulești de... Iau gâtul, nu, că mi-e milă. Am înțeles, cine taie găinile? Mama. Doamna să tăiați găinile. Și ea le jumulește, le fierbeți și după aia le jumuliți, nu? Cei cu pene să ciupelește, cei cu păr să belește. Am înțeles. Deci cei cu pene să ciupelește, cei cu păr să belește. Ați remarcat? Nu e nicio aluzie, stați liniștiți. Vezi că te auzi acolo la televizor, stai și rușine ce ai vorbit. Da, pe nu e așa. Mielul nu-l belești. Sau miedul. Într-adevăr, Cornel Păsat a mai învățat ceva în Poieni. Poate nu tocmai ortodox, dar oricum bine de știut. Să vedem ce surprize îl mai așteaptă. O la treabă! Sam, ce faci? Căutam fete frumoase! De unde să găsesc alea, nu? Da, astea așa mai tinere, 18-19 ani. Nu avem pe aici, eu am, dar plecat în străinătate. Până acum n-am văzut decât în filme cum se spală rufele tradițional, așa ca acum 100 de ani. S-a întors satul cu susul în jos. Se pare că prin partea locului și bărbații se îndeletnicesc cu treburi femeiești. Sănătate, din aiuân! Dumneavoastră a spălat? Așa e legea aici? Bărbatul spală, calcă? Cine e ginere? Care e ginere la spală? Veniți la preselecție după ce terminați cu rufele! Unde-i fata? Unde-i domnișoara? Ia uite-o! Ah, bună! Cornel, îmi pare bine. Mă, da. Am venit special să te cunosc și să mă refuz personal dacă ai curaj. Da, te refuz personal. Nu mă refuz, n-ai cum, da. N-ai voie. Vorbim despre o amintire care îți rămâne toată viața și nu știi când te mai întâlnești cu ea. E o ocazie unică, după peste 2-3 ani s-ar putea să-ți pară foarte rău că n-ai participat. Da, nu sunt pare sigur. Păcat. O fată așa frumoasă, o risipă atât de mare. Da. Mai gândește-te. Da, mă mai gândesc. Greu cu copiii ăștia. E normal ca fetele să fie rușinoase la țară. Da, da. Nu sunt ca fetele la oraș, că fetele la oraș sunt emancipate, dar abia aștept când văd o cameră de la vederi în fața ei. Ce v-am găsit? La treabă, văd că te-am prins cum trebuie. Cornel, îmi pare bine. Maria. Ce faci, Maria? Da. Ia să vedem ce făceai tu aici. Aaa, pui castraveți la murați. Castraveți m-am pentru prins. Iarnă. Ia, te spălăm. Prima oară îi spălăm. Trebuie luat fiecare în parte. Fiecare în parte, nu? Stace gospodăria. Stace gospodăria. Asta e lucru bun, băieți, pentru că o soție bună trebuie să fie și bună gospodină. Așa. Altceva. Cânti, dansezi. Ia cântă și mie ceva. Da, hai ceva, orice așa. Așa un pic, două versuri. Lume, dacă mă-i duce, oamenii din sat ce-or zice? N-or zice că-s supărată, că-or zice că-s blăsămată, că n-am avut loc între miei și m-am străinat de ei. Foarte frumos, bravo! Bine, ne vedem diseară, da? Doamne ajută! Cât mai multă lume, da? Bine, la revedere! Crișul repede! Crișul repede? Da. Asta e? Da. Așa mic? Da. Nu plouă de mult acum. Poftiți. Intrăm? O să ne intre. Ce faci, Coduța? O să culeg fasole, ardei. Culegi fasole și ardei? Da. Ia să vedem cum se culege fasolea și ardei. Bine, Coduța, atunci noi te lăsăm să te pregătești, că ai mult de lucru. Și diseară la ora 18 te-ai zis, vii cu toată lumea acolo și ne vedem, da? Cornel Păsaț a bătut atâta poienile că a făcut cârce la picioare. Nu-i vorbă că locurile sunt minunate, numai casele sunt nițel cam rare. Am mai mers pe jos așa de mult.
vă dați seama, 7 sate să le iei la picior și să încerci să ajungi la toate fetele. Sunt multe fete, credeți-mi. Bună ziua! Bună, Cornel, îmi pare bine. Daniela. Ce faci, Daniela? Da, uite, vine pe acasă. Uite, îți dau un busuioc, să spun busuioc în păr, să ai noroc, să câștigi 10.000 de euro. Dar ca să se întâmple treaba asta, trebuie să participi la concursul Miss Fata de la țară, la emisiunea concursului. Ți-l pun așa în păr aici? Daniela vrea să participe la concurs și arată vedetei că e înzestrată și cu o voce frumoasă. Ba ce vând la orage, la 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 la, cu dor de la cine bage, la 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 la. Ba ce vând la tinca, măi, la 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 la, cu dor de la mândrunța. Mă emoționez, deci sincer. Deci, diseară, Diana, nu, diseară în temă, uite, acum te aplaud. Ora care mai rămâne până la preselecție, Cornel Păsat trece și pe la casele altor fete și mai împrăștie vorba prin sat. Vrând nevrând, trebuie să pună punct căutărilor, însă măcar e împăcat că a făcut tot ce a stat în putință. Din păcate că cam timpul nostru a expirat. Trebuie să mergem să ne aranjăm și noi să ne pregătim, că vin oamenii acolo și noi nu suntem gata. Condiția fizică foarte bună i-a fost de mare ajutor lui Cornel Păsat, care a avut o misiune foarte grea, să străbată 8 sate. Atâtea are comuna Poieni. Dansatorul a alergat mult, dar a avut norocul să întâlnească oameni primitori și calzi, care l-au ajutat destul de mult. Plus că a întâlnit fete frumoase, dar să vedem câte îi vor onora invitația. Bună seara! Am să le invit în scenă pe participantele din comuna Poieni. Fetelor! În fața sătenilor din Poieni au îndrăznit să se arate 25 de mândre dornice să participe la Miss Fata de la țară. Și cum prima condiție de a câștiga un concurs este să participi la el, publicul le-a primit cu aplauze pentru curajul lor. Cornel Păsat începe preselecția cu o întrebare de prezentare specifică satului. De-a cui ești? Sunt al lui Bujor. A cui? Al lui Bujor. Mai cu viață! A Filigori. Toi. Maștei. Frunzu. Toncica. De-a Rusului. De-a lui Goldi. De-a lui Iuliu Timacului. De-a Tirchi. Sunt de-a lui mama și de-a lui tata. De-a voivodului. Sunt de-a bologului. Bravo! Cornel Păsat continuă turul întrebărilor cu una de autocunoaștere. Ce calități ai? Frumoasă, deșteaptă, dinamică, optimistă, ambițioasă. Sunt, presupun, o prietenă bună. Sensibilă, loială. Inteligentă, darnică. Cântăreață. Ești bună la suflet. Harnică, ageră. Nu-mi place să mint, nici să fiu mințită. Curajoasă. O bună gospodină. Frumoasă. De vreme acasă. Simplă. Fată de la țară. Fetele au demonstrat că modestia nu le dă afară din casă, dar oricum e bine că sunt conștiente de valoarea lor. Să vedem însă dacă sunt la fel de vorbărețe când trebuie să zică ce defecte cred că au. Încăpățânată, foarte încăpățânată, cea mai încăpățânată. Mă atașez foarte repede de persoane. Sunt ușor irascibilă. Posesivă, câteodată foarte răutăcioasă, ce al meu e numai al meu. Îmi place foarte mult să stresez oamenii în unele situații. Puțin egoistă, pun tot la suflet. Sunt economă, ca să nu zic zgârcită. Nu dau la nimeni nimic. Mă las prea influențată de unele persoane. Sunt prea sensibilă. Nu iert. Ce lasă? Puțin leneșă. Egoistă, rea, posesivă când vine vorba de ce al meu. Zgârcită. Pesimistă. Nervoasă, îngânfată. Nepăsătoare uneori. Singurele mele defecte ar fi că uneori nu știu să-mi evidențiez bine calitățile. Vedeta de la București având încă o întrebare de pus frumoaselor. Întrebarea este, ce ai face cu cei 10.000 de euro? În primul rând, mi-aș ajuta familia. În al doilea rând, cred că aș da celor care m-au ajutat și pe mine, la rândul lor.
o să mă distrez cu prietenii și probabil o să ajut un copilaș sărac sau de la orfelinat, ceva de genul. Eu o să-mi cumpăr mașină. La vecini. La? Vecini. La vecini, vreau să dea bani la vecini, de ce? La care vecini? Aia din gard, din gard sau la toți vecinii? La toți. I-aș plăti părinților o vacanță de 3 zile, că n-au avut de mult. În țară sau în străinătate? În țară, că e prea scump în străinătate. Mi-aș face casă și aș mai da și la părinți. În primul rând vreau să-mi iau o bicicletă și mi-ajung 1000 de euro. Și încerca să-mi încep o carieră în muzică. Majoritatea sumei o voi folosi pentru realizarea la facultate, să o continui. Și plecam în vacanță. Până s-ar termina toți bani. 80% să-mi măresc efectivul de animale. Cumpăr o turmă de capre să contrabalansez turma lui tate. Mi-aș cumpăra un calculator, o bicicletă. 10% aș dona casei copiilor și 5% bisericii de la noi din sat. Aș investi toți banii în educație și mi-aș transforma curtea într-o grădină japoneză. În primul rând aș ajuta-o pe mama să-și facă operația de care are nevoie. Mi-aș face o piscină. Aș vrea să-mi deschid un salon. Un salon de ce? De kinesioterapie. Până în cea mai mare parte m-aș orienta spre o afacere în care să investesc pentru a avea profit pe viitor, iar o mică parte o să-i cheltuiesc cu prietenii mei. Mi-aș cumpăra permisul la școala de șoferi. Sincer! Cornel Păsat vrea să vadă acum dacă fetele sunt grațioase, sigure pe ele și dacă au atitudinea potrivită unei mis. O probă foarte importantă în ochii vedetei, proba de defilare. Este o probă relativ simplă, sper să nu se împiedice nimeni, deși vom lucra pe teren accidentat. O să ne jucăm, dar o prezentare de mod, ok? Simplu. Puteți să mă uimiți cu imaginația voastră. Dacă vreți să fiți originale, faceți cum știți voi. Calm, zâmbitoare, frumoase, să exprimați ceva, să transmiteți publicului ceva, acel ceva care să vă aducă un plus la vot. Freeze! Nu trebuie să te miști de acolo. Cum ai venit? Hei, uite ceva în plus! Cornel Păsat le-a pregătit fetelor o ultimă probă la liber, proba de talente. Fiecare dintre concurente va trebui să își etaleze calitățile. Adică, are un talent deosebit și vrea să-l arate tuturor.
Dacă este un talent al Comunei Poeni, este dansul. Dan Pereche. Supărată, cor zice că-s blestemată, că n-am avut loc între ei și m-am săinat de ei. Să-mi e domne mulume, la 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 la, pe bade tânărâie, la 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 la. Țucă mă baie, Ilie, șai la 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 la, hopa, dar nu te poie pălărie, șai la 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 la. Don't know what's going on, don't know what we drown. Feels like 100 years, I still can't believe you're gone. So I'll stay up all night with these bloodshot eyes, while these walls surround me with the story of our life. Un florito, un florito ruguțu, lăsatu-mă, drăguțu. Nu m-o lăsa de urâtă, m-o lăsa că-am fost pârâtă, la 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 la. Am parte de un public superb. Au aplaudat, au interacționat, au fost cu minți. Mi-a plăcut foarte tare de oamenii de aici din Poeni. Tăte șogorițele, m-ar mânca dacă ar putea, mă, m-ar mânca, n-ar zice nu, că le-am furat drăguțul. Bravo, lu. Ce barzuc. Eu drăguțul nu l-am furat, că pe ale l-au lăsat, mă. Hai că ce facem sala noi? Hai, hai, fă-le, doamne, tu ce, mă. Hai și pe mine un berbecuț. Ui, 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 și le fac în ciumbeluț. Ardu, mă. Că mă baie, Ioane, șai la 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 la, hopa, dar nu te pot că-ți mor de foame, șai la 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 la. Cum se sinucide un melc? Se uită în priză? Eu îs fată de la țară și-am venit pe cheltuială, am venit cu mașina, trebuie să-mi plătești calea, am venit cu taxiul, trebuie să-mi plătești drumul. Avem un spagat. Să mor în vine. Auzi tu să se pună ea cu mine? Știa la mare ce-mi spunea că-s proastă foc și gurărea. Și-auzi, umblă-n cap tu, soră, să ajungă ea Luxandre-n oră. Oh, meargă-i numele, n-o vezi la horă? Privighetori din alte țări vin cânturi să ne asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Era un cântec care spune: durerile ce adună anii, trist ca un plâns de îngropăciune, cum numai ei îl știu, țăranii. Să jie în ură pe satană că e săracă și golană? De ce nu vine ca să-i dau pomană? Nu-i casa lor în care stau și în casă nici cenușă n-au. Mulțumesc! Eu mi-s fată din Drăgan și de mult am așteptat la noi în sat să vină Cornel Pasat și să aleagă o fată să o ducă în capitală. Știți ce a trecut la bulă prin armată în cap? Un glonț. O să-mi trag un glonț în cap, și-am să-mi fac o gaură. Cu ce
ce seamănă o jumătate de portocală cu cealaltă jumătate? Și-am să văd lumea prin ea. Două roșii pe linia de tren, la care una dintre ele spune: atenție la tren, la care cealaltă spune: ete flășc. Vedeți, fetele, că știu și eu bancuri d-astea seci. De ce nu știe o blondă să scrie cifra 11? Nu știe pe care unul să-l pună primul. Știu să citesc foarte bine gândurile. Spuneți-mi. Ce să spun? O afirmați. Mă doare gamba stângă. Nu. Ba, mă doare. Colegii, mă doare? Da, azi dimineață mă vai, dar am făcut contractură la antrenamentul de fotbal. Deci nu poți să citești gândurile, altceva. Nu știu, să dansez latino. Dansez latino. Dar n-am cu ce. Deci nici vorbă să poată să ghicească viitorul. Cred că mai degrabă a fost vorba de o stratagemă. Vrea neapărat să danseze cu mine. Și când a dansat cu mine, avea puțin și rupea mâinile. Dansez eu cu ea? Mulțumim frumos! Fetele au dovedit că își doresc foarte mult să-l impresioneze pe Cornel Păsat. Au dansat, au cântat, au spus poezii, iar cele mai curajoase au făcut acrobații. Doar să se afle printre cele 6 finaliste. Iar acum a venit momentul să aflăm care sunt acestea. Mi-e foarte greu să aleg. Le aplaud pe toate. Una câte una. Vă aduc în față și le cunoașteți pe finaliste. Astăzi am ales fetele după câteva criterii. Să fie telegenice, să fie cu personalitate puternică, să se descurce la probele pe care le-au avut și să aibă abilitatea de a cuceri publicul. Prima finalistă, a doua finalistă. Am o problemă, o dilemă. Am două fete și nu știu pe care să o aleg. Eu vi le aduc în față, le scot pe câte una pe rând și voi faceți gălăgie. Cea care are mai mult susținători câștigă. Prima care iese va fi, cum te cheamă? Madalina. Hai, Madalina. Come on. Acum Alexandra. Bun, am înțeles, gata. Câștigătoare este, atenție. Mai toate fetele din Poeni se pricep la gospodărie și asta e o constatare certă. Diferența cred că a făcut-o cumva abilitățile artistice pe care le-au avut. Vă mulțumesc încă o dată și îmi cer iertare că nu pot să vă iau pe toate. În aplauzele tuturor, vă mulțumim! Și mulțumim și publicului pentru că a fost atât de cald și de primitor. După ziua epuizantă pe care am petrecut-o, mă gândesc cu groază la ce mă așteaptă mâine.
dar indiferent de efortul depus, cel mai greu va fi să aleg finalista. Așa că mă duc să mă odihnesc și sper că mâine să fiu cu bateriile încărcate la maxim, să pot să fac față provocării. Frumusețea fetelor din Poeni este evidentă, dar Cornel Păsat trebuie să se convingă de faptul că sunt și pricepute, pentru că Miss Fata de la Țară trebuie să fie frumoasă, dar și harnică. Așa că dansatorul nostru a profitat de vremea frumoasă de afară și le-a chemat dis de dimineață pe câmp la o probă agricolă. Pentru că e vremea la care se strâng cartofii, Cornel Păsat vrea să vadă care fată se pricepe mai bine. Prima probă agricolă, cea de scos cartofi viteză, dar și de sortat. Trei găleți. Trei sortimente de cartofi. Mari, mijlocii, mici. Calitate, cantitate. Pe locuri, fiți gata, start! Linia întâi conduce, linia a doua luat-o înainte, linia a treia se mișcă încet, dar sigur. Merge treaba aici? Mă, dă ce faci? Ăla-i cartof mare, ăla-i mediu, care ăla mic? Hopa, uite și cartoful mic, bravo! Scoateți cartofii din pământ ca și cum ați fi la voi în curte. Nu iertați nimic, e munca voastră. S-ar putea să vă mai cerem o găleată pentru tine? Pentru că o vărsăm pasta repede și ți-aducem înapoi. Trebuie să aveți grijă că o să vină proprietara să vadă dacă ați făcut treabă bună. Și dacă v-ați bătut joc de recolta ei. Știi să-mi spui care sunt de sămânță, care sunt de... Astea sunt de sămânță, adică astea sunt de sămânță, astea sunt pentru porci și astea sunt de mâncat. Așa sunt pentru porci? Da. Noi mâncăm și poștea și poștea. La oraș. Georgiana, Cristina și Dani, nu? Atât de bine, Cristina? Nina. Nina? Toată lumea te știe de Nina. Păi spune fata așa. Uite ce ai făcut, ai stricat un cartof. Ăștia care se taie așa sunt trecuți la mici automat, nu? La porci. La porci? Păi da, dar eu când cumpăr de la magazin, ne dă și dăștia așa. Înseamnă că sunt niște porci. 3, 2, 1, lăsați apa jos. Fiecare și aducă gălețile la capăt pe rând. Timpul s-a scurs, așa că vedeta de la București își cheamă consilier de specialitate în persoana proprietarei tarlalei să jurizeze calitatea muncii celor 6 finaliste. În principiu nu se văd cartofi. Dacă nu se văd deasupra, e bine. E foarte bine pentru ele. Deci sunteți mulțumită? Da. A făcut treaba bună, fetele? Da, foarte bună. Poți să mai vie chiar și altă dată, că le primesc cu mare drag să mă ajute. În condițiile acestea, departajarea se va face doar pe cantitate. Locul 3. Iohana cu 26. Locul 2. Egalitate. Între Dani și Andreea. 36. Locul 1 cu 43,5. Nina. Fetelor, acesta este rezultatul primei probe. Trecem imediat la cea de-a doua probă. Cartofii au fost adunați și bine sortați, numai că vedeta noastră nu este încă lămurită care este cea mai harnică fată. Așa că le mai dă o probă. Culesul de prune, viteză. În momentul în care eu am dat start, ați fugit, v-ați ales copacul, nu vreau să au discuții că al meu a avut mai puține prune sau nu știu. Cum ți-e norocul? Pe locuri, fiți gata, start! Nică, ce faci acolo, Nică? Culeg prune. Nu ți-e frică să stai pe crenguța aia, nu-i prea subțire? Na, dar e cam putred. Stau aici să te prind? Da, ai putea. Da? Îți place înălțime, a? Trebuie să recunosc că la proba asta cu prunele am avut ceva emoții.
Mi-a fost un pic frică, recunosc, să nu se accidenteze vreuna. Georgiana, cum merge? Bine, tu ești înaltă, nu mai trebuie să te urci în copac. Ajungi ușor la ele, dar te mișc cam încet, să știi. Ia să vedem ce ai tu în coș aici. Oh, mai puțin și rumpli. Te-ai mișcat, n-ai stat. Tu ești micuț așa, a? Te ca închine, te trage copacul în sus? Îl trag eu în jos. Îl tragi tu în jos, a? Da, nu mă las la el. Nu te lași la el. Opa! Ce cauți acolo? Dă-te jos, dă-n corcoduș, că iau pușca și te împuși. Uite, acuși, acuși, acuși. Echilibrist, ia uite ce poziție are. Asta la noi la balet se numește arabesc. Ne apropiem de final, fetelor! 4, 3, 2, 1, stop! Momentul adevărului. Locul 3, Mădă, 8,5. Locul 2, Iohana, 10,9. Și locul 1, distanță mare de tot, 13,2 kg. Nina. Primele două probe fizice au trecut. Nu încetați să luptați, pentru că oricând situația clasamentului se poate schimba. Lupta nu s-a terminat. Mai aveți destul. Hai, acasă! Cornel Păsat are și astăzi o zi plină în Poeni. După probele agricole, el trebuie să meargă la fete în vizită să stea de vorbă cu ele. Trebuie să ajungă înainte de finală. Este singurul moment în care le va cunoaște mai bine, iar acest lucru este decisiv. Dani, am ajuns! Bine ați venit! Daniela are 18 ani și a terminat liceul anul acesta. Locuiește cu tatăl ei și cu bunica și nu au o situație materială foarte bună. Daniela își ajută bunica în gospodărie și când poate muncește la cules bureți sau brodează ca să rotunjească veniturile familiei. Aceste șervețele le vindem. Nu e chiar atât de scump, dar totodată profitabil, atâta timp cât stai acasă și nu ai ce face. Cel mai mare vis al Danielei este să devină cântăreață de muzică populară. Fata a câștigat deja mai multe concursuri de interpretare și spune că dacă ar câștiga premiul de 10.000 de euro, ar folosi banii să-și lanseze cariera. Cum te vezi peste 10 ani? Mă văd pe scenă, în primul rând, apoi date urmează. Daniela are însă și un plan de rezervă, în cazul în care nu reușește să-și facă un nume în muzica populară. Ținând cont de faptul că m-am înscris la facultate de geografie, voi încerca să merg pe acel profil. Ghid turistic sau recepționer la un hotel, translator, depinde. În finala din această seară, Daniela mizează pe calitățile ei artistice, dar și pe determinare. Mă dă-i n-ai acasă? Bineînțeles! Ce-i acasă? Bună, ce faci? Bine! Mădălina este în clasa a 12-a la un liceu din Cluj. Fata are o fire voluntară și pragmatică. Dacă ar câștiga premiul de 10.000 de euro, ar investi într-o afacere cu care să-și asigure viitorul. Și ce faci prin gospodărie? Păi, eu mă ocup cu curățenia și în principiu când părinții mei plecați și pe afară. Și pe afară găini, ce faci? Cățel. Găini, cățel. Și am și purceri. Și purceri, găini, da. Cățări, purceri. Dulapul tău, așa e mereu ordine sau ai făcut acum ca mei noi? Nu, în dulap totdeauna e ordine. În dulap altfel totdeauna. Nu găsesc lucrurile. Altfel, așa, și unde e dezordine atunci? Nu e dezordine. Nu e nicăieri dezordine, ești tu așa ordonată? Da. Ce îți place să faci în timpul liber? În principiu ies cu prietenii. Ai prieteni mulți? Da, o grămadă. Fete sau băieți? Am mai mulți prieteni băieți decât fete. Tipic, toate fetele spun asta. Mădălinei îi place să citească și scriitorul ei favorit este Jules Verne.
De altfel, fata este conștiincioasă la școală și are note mari pentru că anul viitor vrea să dea admiterea la drept. Școala, cum merge? Păi pot să spun că foarte bine, în moment ce am terminat cu 9.88. 9.88, bravo, felicitări, frumos! Ne vedem diseară la ora 19, da? Da. Să fii gata de scenă, aranjată, frumoasă și pregătită, da? Am ajuns la Georgiana. Mă așteaptă cu porțile larg deschise. Georgiana și-a dorit foarte mult să participe la Miss Fata de la țară și când a auzit că vine Cornel Păsat în satul lor, și-a întrerupt vacanța în străinătate și s-a întors acasă. Fata urmează o școală de asistenți medicali din Cluj și își dorește să devină kinetoterapeut și să-și deschidă propriul cabinet. Georgiana este o fată modernă și ar prefera să stea într-un apartament și nu la casă. Poate de aceea se ocupă mai mult cu treburile prin casă și mai puțin cu ce e de făcut prin curte. Așa, calculator, ești internaută? Da. Da? Toată ziua pe internet. Toată ziua pe internet. La greblă mai puțin. La sapă, la... Mai puțin. Mai mult în casă, la bucătărie. Părinții Georgianei sunt plecați la muncă în Italia, unde a stat și fata 3 ani. Acolo a cochetat cu moda și a fost înscrisă la o agenție de modeling din Milano, dar a renunțat când a decis să se întoarcă în țară. Ai avut șansa asta și ai renunțat-o pentru România? Da, pentru că acolo nu m-am obișnuit, nu mi-a plăcut, în fiecare zi plângeam, îmi lipseau prietenii. Și aici îți place? Da, foarte mult. Aici ai viața mea. Aici ai viața ta. Da. Georgiana spune că cea mai mare pasiune a ei este shoppingul. Este o fată cochetă, foarte atentă la imaginea ei. Georgiana este hotărâtă să câștige finala de diseară și să-i arate lui Cornel Păsat că nu degeaba și-a întrerupt vacanța. Vedeta de la București continuă turul vizitelor și vrea să o cunoască pe următoarea finalistă, Johanna. Ajuns însă la adresă, Cornel Păsat este surprins să vadă că fata locuiește la bloc. Hello! Ce faci? Ia să vedem, Johanna. Da. Deci, brusc suntem la ora și mai suntem la comună. Asta este. Care e explicația? Acum că s-a lămurit misterul cu blocul, Cornel Păsat începe să inspecteze camera fetei ca să vadă dacă e ordonată sau nu. Observ că ești destul de ordonat, așa, nu? Ai făcut curățenie doar pentru că am venit noi în vizită? Nu, sau tot așa timpul fac curățenie. Nu. Tot timpul? În fiecare dimineață când mă trezesc, primul lucru e... curățenie. Johanna are 19 ani și locuiește împreună cu mama ei. Spune despre ea că este o luptătoare, dar are și o fire veselă și optimistă. Tinerii îi place să danseze, să cânte și să picteze. Este fan Britney Spears și îi plac bijuteriile, având și o colecție impresionantă. Johanna a terminat liceul de artă dramatică din Cluj și, deși are talent la actorie, ea a decis să devină asistent social. Sunt hotărâtă să fac asta pentru că sunt o mulțime de persoane care au nevoie de ajutorul nostru și cred că pot să-i ajut. Johanna se declară o bună bucătăreasă și ca să-i demonstreze asta musafirului, se oferă să-l îndulcească puțin cu niște clătite. Bun. Să vedem dacă ne iese. Ai pus prea mult aluat cumva? Nu cred că te trice mai bine decât mine. Spre surpriza fetei, Cornel Păsat chiar este expert și îi dă pe loc o lecție de aruncat clătite. Din punctul meu de vedere, cam apricep și eu la clătite, e și groasă, din cauza asta nu se întoarce. Dacă la bucătărie nu poate spune că a punctat în ochii vedetei, Johanna speră să recupereze diseară, în probele finale locale din Poieni. Andreea! Bună! Bună ziua! Andreea este în clasa 12-a la un liceu din Huiedin. Fata locuiește doar cu mama pentru că tatăl ei le-a părăsit când Andreea avea doar un an. Mama ei spune că fără ajutorul Andreei nu s-ar putea descurca, mai ales că acum este bolnavă și nu mai poate lucra. Mă bazez pe ea în orice, deci e foarte cuvinte. Eu am foarte mare încredere în ea, foarte mare. Andreea nu a avut parte de o viață ușoară și acest lucru a pus amprenta asupra caracterului ei.
se autodefinește ca fiind încăpățânată și pragmatică. Crezi în romantism? Mm, nu prea. Ești mai pragmatică, ești mai... Nu. Nu-mi plac lucrurile dulci. În timpul liber, Andreea se plimbă, citește sau merge la discotecă, dansul fiind și una dintre pasiunile ei. Deși preferă filmele de groază, Andreea este foarte pașnică și feminină și îi place să aibă grijă de aspectul ei. Fata visează să devină actriță, iar materia ei preferată este limba și literatura română. Spune-mi cu școala, cum merge? Foarte bine. Îmi place să particip la concursuri, la olimpiezi și am și câteva diplome. Am participat la balul îndrăgostiților în clasa 10-a și am câștigat locul 1. Lista celor 6 finaliste este închisă de Nina. Ce faci? Bine, obosită. Obosită? Da, da. De la probe? Nu, am mai avut treabă acasă. Nici povestea de viața a Ninei nu este una foarte fericită. Fata face parte dintr-o familie săracă, iar mama ei este plecată de 8 luni la muncă în Italia. Nina îi simte lipsa pentru că mama îi este cea mai apropiată din familie. Tânăra este elevă în clasa 12-a la unul dintre cele mai bune licee din Cluj și pentru că are media peste 9, primește bursă de merit. Nina vorbește 3 limbi străine și ar vrea să urmeze facultatea de jurnalism și să lucreze apoi în publicitate. Fata ar vrea să renoveze casa părintească și pentru asta strânge bani lucrând după ore la departamentul de marketing al unei firme de textile. Bănuiesc că ai o listă de priorități acum în viața ta, nu? Da. Care ar fi asta? Să termin o facultate bună, da. Să ajung cineva, să demonstrez că pot, că oricum pot. Așa. Și să-i demonstrezi la tata că se poate. Dacă vrei în viață să câștigi ceva, se poate. De ce neapărat tatălui tău să-i demonstrezi ceva? De ce ții? Pentru că el tot timpul e foarte pesimist. Că da, că tu nu, că tu nu o să faci, că tu nu, că nu știu ce. Și nici el niciodată nu a vrut să câștige ceva cu adevărat, să obțină ceva. Și vrei să-i demonstrezi că se înșeală și că tu ești o învingătoare. Da. Nina este și o gospodină bună și gătește pentru toată familia. Ce ai gătit azi? Azi am gătit orez cu pui și supă de legume. E foarte gustos, dacă vreți să încercați. Foarte bun. Domnul Horia, desolat. Vrei să spun ceva? Deși n-aveți bani și trăiți într-o situație grea, frații tăi și tatăl tău mănâncă de 5 stele. Da. Nina îi place să citească, să se uite la filme și documentare, iar cântărețul ei preferat este Enrique Iglesias. Fata iese destul de rar să socializeze, pentru că nu are încredere în oameni. Ai prieteni? Foarte puțin, cred că cam 2. Prieteni adevărați nu există, asta e clar, dar am 2 prietene. Pot să le zic prietene, cred. Nina, cea neîncrezătoare în oameni, încheie seria finalistelor. Este timpul ca vedeta de la București să-și tragă sufletul și să se pregătească pentru următorul moment al vizitei sale în Poieni, cel mai important. Ne vedem la concurs, da? Da. Te aștept, pa, pa. Pa, pa. Ciao. Vizitele la casele fetelor s-au terminat, iar Cornel pare foarte mulțumit cu ce a aflat. Însă, greul de-abia acum începe. Trebuie să se grăbească spre locul finalei pentru că sătenii s-au strâns cu mic cu mare și sunt foarte nerăbdători să vadă la ce probe vor fi supuse consătenele lor. Bună seara, bună seara, bună seara, Comuna Poieni! Aplauze pentru finalistele de la Comuna Poieni! Prima întrebare la această probă și unica de altfel, ce ai face dacă ai fi primarul comunei?
Aș face cu una mai frumoasă. Și aș avea grijă de cei care trăiesc în ea. Uite cum facem. Că a fost un răspuns evaziv. Le mai lăsăm 20 de secunde gândire, timp, da? De gândire. Și vreau ceva concret. Băgăm dans, brat. Reloc. Pentru comuna mea aș face un club unde să ne distrăm toți tinerii. Bun! Acum a vorbit direct. Dacă aș fi primărița satului, aș face o piscină mare pentru toată lumea să se distreze, fără taxă. Aș face o pârtie de schi undeva prin zonă. În mod sigur aș începe cu drumurile. Domn primar, avem probleme cu drumurile? Aș face un parc mult mai mare de distracții pentru copii. Un Disneyland, auzi, se suflă din public. Aproape. Aș face un club sportiv. Sunteți mulțumiți de răspunsul fetelor? Vreți să ne încălzim un pic? Dansăm puțin, nu? Proba 2. Dans. Dans modern. Nu știu să fie foarte feminine, nu știu să fie lascive. Acolo s-au văzut că au emoții. Cornel Păsat este convins acum că fetele din Poieni știu să danseze și ar vrea acum să vadă dacă se mișcă la fel de bine și în bucătărie. Cum în zonă mâncarea tradițională este balmoșul, vedeta vrea să vadă dacă mândrele finaliste știu cu ce se mănâncă acesta. Priviți ce bucătărese sexy avem! Start! Nu e limită de timp, deci nu vă panicați! Trebuie să vă iasă gustos! Dai! Iată, Dani e prima concurentă care aduce balmoșul la degustat. Eu nu mă pricep, o să chemăm pe cineva care se pricepe. Cum merge treaba? Nina? Foarte bine! Dau la manivelă! Tu ce stil faci? Taekwondo? Kung Fu! Kung Fu. Tu? Karate Kid. Și tu, mada? Balmoș Judo. Balmoș Judo. Hopa! Mada, e gata? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Ce mi-a plăcut foarte tare la proba cu Balmoș e că nici nu a dat înapoi. Toate au știut ce să facă. Fetele au terminat. Acum am nevoie de o persoană imparțială, onestă, cinstită, care să spună drept. Bună seara, mă numesc Cristina Giurgiuman. Bun, ați înțeles ce trebuie să faceți? Da. Mai întâi le gustați pe toate și după aia vă gândiți bine care a fost cel mai bun. Da. Bun,
N-aveți nepotisme de-astea, că e alucutare, că e alucutare, neam cu mine și mai știu eu ce. Bine, nu. Locul întâi ar fi Andreea. Locul 2, Cristina. Adică Nina. Nina. Da. Locul 3, domnișoara Dani. Locul 4, domnișoara Georgiana Andreea. 5, Madalina. Și pe 6, Iohana. E prea tare. Al meu e făcut din dragoste. Îmi pare rău, ai pus prea multă făină. E timpul ca fetele să se retragă în culise pentru a se pregăti pentru următoarea probă. Scena nu rămâne însă goală și este cucerită de ansamblul local Mugur de Dor. Următoarea probă de grație și îndrăzneală. În costumație provocatoare, cele 6 finaliste trebuie să arate cum cred ele că trebuie făcută o defilare pe podium. Și au emoții pentru că vedeta Cornel Păsat este as în domeniu și, în consecință, extrem de exigent. Hai să vedem ce știe! Poză, bine, poză. Sexy. Bine, Ohana. Și poză. Bine, Andreea. Din păcate, fetele cu moda nu prea au de-a face. Aici toate s-au grăbit, n-au știut să pozeze. Și iar poză. Aplauze pentru moda. Sexy. Și iar poză. Aplauze! Nina. Andreea, Georgiana Andreea știe. Aplauze pentru Georgiana Andreea. Și aplauze pentru toate fetele. Înapoi la probele tradiționale. Cornel Păsat le dă finalistelor o nouă probă specifică zonei, să se întreacă în strigături. Ia să vedem noi ce strigături știu fetele. Hai, uite, facem ceva. Care e cea mai curajoasă și iese prima în față? Andreea. Mândra mea îi ca o floare și mie mi dragă tare. Și când lucră, și când joacă, și când o să rula clacă. Ui, ui, ui și na, mai na. Cât-i poieniu de mare, eu-s fata cea mai tare. Există și un lucru bun până la urmă, dar cumva le cade televiziunea și radio-ul, informația tot circulă la ele. Fetele astea sunt în stare să transmită din sat în sat, câte una pe un munte, poate să transmită informația din gură în gură mai departe. Supăratu-i gazda nos, că-și lasă soarele jos. El ar apuca cu mâna, l-ar aduce unde e luna. Pe aici vin codri pustii, eu sac mândru să nu ții, eu sac mândru să de oate.
de la holdă secerată, holdă ca peretele, o secerat fetele. Nu se termina cu nu. Nu? Nu. Aplauze pentru strigăturile fetelor noastre. Cornel Păsat le-a pregătit fetelor și o probă de îndemânare foarte simplă la prima, pe locul, fiți gata, start! Mă, da, mai poți să și vorbești? Da, dar fost mai ușor dacă mi-ați dat câte o bucățică de hârtie. O bucățică de hârtie. N-am știut. Merge foarte bine. Dani? Merge roată. Cum merge? Roată. Hai, Nina, hai. Cam greu. Dă-i tare, că ai de recuperat. A terminat cineva? Locul 2! Locul 2! Locul 3, mana! Locul 4, desfăl! Desfăl, desfăl! Gata, Georgiana! Andreea a terminat a 5-a și Nina n-a mai terminat. Iohana a terminat prima, dar a uitat esențialul. Stați! Dar a uitat să desfacă sfoara de pe vârtelniță. Așa că mă, da, a câștigat. A desfăcut prima. Loc întâi. Și Nina, ce s-a întâmplat? N-am avut îndemânare, sunt prea obosită. Eu am văzut că te-ai legat de mână la un moment dat și nu mai puteai să scapi. N-am să mai scap, îmi place. După așa o luptă cu ghemul, fetele se retrag în culise și lasă pe localnici în compania copiilor din ansamblul local Muguri de Dor. Localnicii privesc cu mândrie acum spre scenă unde își fac apariția cele mai frumoase șase consătence, îmbrăcate în frumoasele costume populare din Poieni sau de pe Valea Drăganului, cum le place lor să spună, parada costumului popular. Așa e că-s mândru!
fetele a trebuit să facă o poezie în care se implice. Râu, faină, poieni, comună, misfata de la țară, cornel păsat, hiribe, pălincă. Ce sarea hiribe? Hiribe, îți ceva ce să mănâncă, îți face tocană și cartof pai. N-ai omis niciun cuvânt? Vârcitură, o vrătură de ceva, de paie mai exact. Știu că faină și a mie și voi spune o poezie. Frunzuliță trebune. Și... Frunză verde de măcriș, eu mi sfată de păcriș. În păini eu locuiesc, Mădălina mă numesc. Uite acum pe înserate, salut cele șapte sate, care fain s-au adunat cu prima și cu păsat. Pămpoieni, să duci o veste și pânsatile proptiete. Cum? Că pe la voi pânsat a venit cornel păsat. Aici mereu am emoții pentru că nu știu în ce fel de joc de cuvinte o să-mi trezesc numele implicat. Domnule cornel păsat, nu mă duci la sămânat. Vine lumea din comună pe o vale faină cu un râu curat, că de mis fata din la țară ori aflat și la o pălincă în poeni toți s-au adunat, cu hiribe s-au săturat. V-am adus acea hiribă, v-am să vă pregătesc de cină. Aici e și hiriba. Habar n-aveam cum arată o hiribă. Asta e o hiribă, da? Cu noroc și cu trudit, pe cornel eu l-am uimit. Toată ziua am lucrat, aproape în fârcitură m-am urcat. Faină îs și știu lucra, și la fân și știu săpa. Și am la încheiere, v-am țucat pe portofele. Fără prea multe povești, ne vedem la București. Din nicio finală, Miss Fata de la Țară nu poate lipsi jocul popular. Așa că mândrele se lasă învârtite de flăcăi și joacă de le saltă cămeșile. La preselecție au dansat pe un câmp accidentat, unele dintre ele aveau tocuri și nu aveau parteneri. Astăzi, în compania unor parteneri adecvați și pe o scenă adecvată, fetele au demonstrat că știu să danseze popular. Spectacolul se apropie de sfârșit, însă nu înainte ca vedeta de la București să le dea un ultim cuvânt finalistelor. Acum urmează ultima întrebare și poate cea mai importantă, dintr-un anumit punct de vedere. Ce mi-ai spune tu ca să mă faci să te votez pe tine, să te iau cu mine? Pe lângă faptul că sunt frumoasă, am încredere în mine că pot să fiu cea mai bună, o să lupt chiar dacă mă trag pe coate. Am foarte multe calități pentru că sunt foarte ambițioasă și pentru că întotdeauna ceea ce îmi propun reușesc. Sunt cea mai talentată, am foarte multe calități și am încredere în mine și lupt până ajung unde vreau. Care e cel mai bun? Să meargă mai departe. Acest concurs este o ocazie de a realiza ceva în viață, de a înfrunta cu ușurință, cu mult mai multă ușurință viața decât până acum și sper să câștig. Nu știu ce să spui de mine, las pe alții. Că nu mă cela. Da? Întotdeauna mi-am dorit să ajung cineva, să ajung sus. Și crede-mă că indiferent de ce se va întâmpla aici în seara asta, eu nu renunț. Și stai să zic, ne mai vedem.
Cele 6 finaliste au făcut tot ce le-a stat în putință să-l convingă pe Cornel că merită un bilet pentru cantonamentul din București. Așa că sătenii sunt nerăbdători și fetele emoționate. Cine va câștiga? Credeți-mă, nu e ușor deloc să fii în poziția asta, să-ți asumi o asemenea decizie. E greu. Odată că vă reprezintă pe dumneavoastră și indiferent cine va câștiga din aceste 6 superbe fete, toate merită și trebuie să aplaudate acum. Tare, tare, tare de tot! Și în picioare, și în picioare! Merită respectul dumneavoastră! Haideți în picioare să ne aplaudăm frumos! Sus toată lumea! Am ținut cont de probe, am ținut cont de personalitate, am fost la ele acasă, le-am cunoscut, le-am văzut cât de bune gospodine sunt, le-am văzut cât de bine știu să danseze. Ce să mai vorbim de frumusețea lor? Best of the best! Cum se spune aici la noi în Ardea. Ia să vedem dacă biciți, la cine o să mă opresc. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aplauze pentru câștigătoarea din Comuna Poieni, la Miss Fata de la Țară, de la Prima TV, Mina! M-am așteptat să câștig pentru că, în primul rând, a fost cea mai harnică, cea mai rapidă. Am câștigat primele probe și atunci am căpătat încredere în mine, tot mai multă. Și, până la urmă, se pare că am câștigat. Nina l-a convins pe Cornel prin istețime, frumusețe și hărnicie. Este sigur că are toate șansele să câștige Miss Fata de la Țară și marele premiu de 10.000 de euro. Pe de-o parte, a câștigat majoritatea probelor și s-a clasat pe locul întâi. Pe de altă parte, voința ei și puterea ei de competiție este mare. Frumoasă e, deșteaptă e. Cred că are suficiente calități să mă reprezinte cu succes la finala la București. O să încerc să fiu cea mai bună, o să dau tot din mine, să mă lupt. Să fac mândră, în primul rând, comuna de mine, că nu m-au ales și m-au susținut degeaba. Vă mulțumim frumos și încă o dată vreau să faceți o atmosferă plăcută pentru Nina! La câtă putere are Nina și câtă dorință și câtă energie, îmi dă încrederea că această fată poate să câștige premiul cel mare la Miss Fata de la Țară. Ardeleanca Nina este aleasa lui Cornel Păsat în Comuna Poieni din Cluj. Tânăra este o adevărată cenușăreasă a zilelor noastre, o fată cu o poveste de familie tristă, care se zbate să lupte cu sărăcia, o fată care însă este decisă să nu se lase învinsă de greutățile vieții. Nina este elevă la un liceu de prestigiu din Cluj, are note mari și bursă de merit, muncește după ore la o firmă pentru a câștiga bani pentru familia ei, iar acasă îi ține locul mamei în toate treburile gospodăriei. O fată care nu visează la lucruri exotice, ci ar vrea să renoveze casa părintească. Mai sunt două vedete care sunt pregătite să plece în căutarea frumuseților autohtone, Connector și Dana Săvuică. Săptămâna viitoare, Connector va pleca în Izverna, județul Mehedinți.
Noi ne oprim aici, dar ne revedem săptămâna viitoare la Miss Fata de la Țară, luni la 8:30 seara, tot la Prima TV. La revedere!